Coliziunea s-a produs între o autoutilitară care tracta o platformă și în care se aflau 8 persoane și un autotren ce transporta produse electrocaznice pe raza localității Drăgănești Vlașca. Având în vedere numărul persoanelor implicate, la nivelul județului a fost activat planul roșu de intervenție. La fața locului s-au deplasat imediat 6 echipaje de pompieri cu auto specială de descarcerare grea, o mașină de stingere cu apă și spumă, 3 ambulanțe zmurd și o autospecială de transport persoane și victime multiple dar și mai multe ambulanțe. Din impact, 5 persoane și-au pierdut viața, iar alte trei au suferit răni foarte grave. Toate se aflau la momentul accidentului în auto utilitară. Cu ajutorul accesoriilor de descarcerare, victimele au fost eliberate rapid din caroseria deformată și predate echipajelor medicale. Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultând faptul că, la momentul producerii accidentului, niciunul nu se afla sub influența alcoolului. Polițiștii au întocmit dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă și efectuează cercetări în vederea stabilirii cauzelor și mecanismului producerii evenimentului rutier.